Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur, etalare pentru octombrie aproximativ. Nu uitați, în momentul în care spun Taur, puteți asculta și cei care aveți planete, nu doar soarele, planete în primele grade, 10-15 grade Gemeni. Acum, în timp ce am amestecat, de aici a venit ceva, nu, aici a venit o carte, a venit inima, 24, înseamnă 6 și întâmplător sau neîntâmplător au venit îndrăgostiții și apoi regina de monede. 6 regele de monede, semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, dar nu obligatoriu. Nu obligatoriu. În primul și în primul rând aveți dragostea. Dragostea versus casă. Relație tradițională, casă tradițională versus o persoană independentă, nouă de monede, care va atrage la maxim. O persoană care este plină de merite, frumoasă, iubitoare, perfectă. Dacă există un asemenea om, acela este, eu știu, persoana la care, sau aceea este persoana la care vă gândiți voi. Frumoasă, inteligentă, iubitoare, înțelegătoare, de acest personaj sunteți îndrăgostiți voi. Unii dintre voi. Poate să fie și invers, dar asta e. 2 și cu 4, 6. Ideea este că acești îndrăgostiți reprezintă și alegeri importante în dragoste. Unii dintre voi, da, aveți casă cu altcineva. Sau persoana de care v-ați îndrăgostit are casă cu altcineva. Dar ce frumos ar fi dacă deocamdată sunteți spate în spate, amândoi sunteți stabili, amândoi sunteți puternici. Dacă ar fi să fiți împreună, cărțile așa au venit, spate în spate. Pe de o parte, relația tradițională simt că pentru unii dintre voi, se jubrejește din cauza acestei relații foarte speciale, iubiri. Poate încă nu-i relație, poate doar iubire, admirație, un sentiment de respect, de onoare pentru acest personaj. Bărbat, femeie, nu contează. Și ce frumos ar fi dacă tot se șubrejește relația tradițională, acea casă pentru care ați muncit, ați depus eforturi, să găsiți casă în preajma sau nu în preajma, împreună să faceți o nouă casă cu acest personaj, să fiți față în față. Pentru că pe acesta îl apreciați, este preîmpărăteasă, preîmpărăteasă, da? E un personaj care are succes fără să depindă de ajutorul financiar al partenerului și asta este minunat. Este minunat. La capătul setului de cărți, 8 de spade, Marea Preoteasă, 10 de monede și, da, e o pasiune mare pentru această dragoste și versus o căsătorie. Probabil această căsătorie este ascunsă, poate unii dintre voi nu știți, sau relație tradițională, relație de lungă durată. Cineva încearcă să ascundă această relație. Și cu cât ascunde, cu atât se blochează în gânduri, cu atât proiectează o energie negativă în loc să manifeste energia pozitivă. Mesaje și mesaje. Oh, se dorește, dar iar secrete. E o pasiune care este ținută în... Iar 10 de monede. Pasiune în afara casei, eventual. Sau la locul de muncă al cuiva. Dar care e ținută în secret și se dorește renăscută din varii motive. Pentru că această pasiune, ia uite, sentimentul de abandon, de supărare, da, dorința de a vă cere scuze, voi sau cealaltă persoană, unul dintre voi trebuie să-și ceară scuze. Se dorește renăscută această dragoste pentru că, bumbrițul, pentru că este tot ce v-ați dorit și nu puteți să stați departe de aceea. Ia uite, 10. E o schimbare de energie. Aveți multe suferințe, multe situații grele de trecut, dar eu zic că veți trece. Dacă aveți credință, toți trecem dacă avem credință. Hai să vedem. Mesaje. De fapt, un mesaj, energia generală pentru Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Octombrie aproximativ 22. Taur. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur.
Haideți, vorbiți, vă rog frumos, stați de vorbă cu mine. Sau dacă nu, măcar persoana la care vă gândiți. Ia uite. Aha. Cine m-a pus să întreb? Interesant. E o melodie. Put a ring on it. Put a ring on it. Beyoncé. Nu prea ascult această melodie, dar probabil că e pentru cineva. Poate dacă am timp o să ascult o melodie, să văd exact despre ce e vorba. Cineva vrea să pună un inel pe degetul unei doamne sau invers, în fine, a unui domn. Dar ce mai simt? Simt că sunteți între două energii. O energie tradițională cu care deja aveți o relație stabilă, dar pentru unii acest personaj este foarte materialist, și o altă energie pe care considerați norocul vostru. Trifoiul. 33 și 34. Norocul, nu doar 34 ține de bani, peștișorii, da? Și iar cheile. Norocul, cheia și banii. Și o altă persoană cu care știți că dacă reușiți să vă separați de această relație tradițională bazată pe bani și pe stabilitate materială, veți avea parte de abundență, dar și de dragoste. Pentru că acest personaj efectiv are o energie foarte specială, înaltă, 33 este număr maestru. Dar iar ajungem la 6, la îndrăgostiții despre care am vorbit. Este într-o vibrație de dragoste care atrage noroc, atrage abundență, atrage spora, atrage protecție. Nu trebuie să vă chinuiți, să vă munciți, să mențineți aceste energii pentru unii dintre voi. Foarte interesante. 3 cărți. Asta e. Dacă tot ați vorbit, vorbiți. Ia uite că ați vorbit. Și iar 2. Alegeri. Nu știu cum o să pun eu cărțile ca să le am totuși în față de-a lungul etalării. Pentru că mi se pare foarte important, totuși, am văzut relația tradițională și dragostea. Femeia cu inima în mână. Soarele mă dăm, ia uite, 7. 7 iar apare, 2 și cu 5, 7, 7. Aveți nevoie să, din cauza probabil, e o chestiune de călătorie, de distanță. Probabil că e distanță între voi și această persoană. 7 reprezintă faetonul. Dar faetonul, ca să parcurgă această distanță, trebuie să ia decizia. 6, îndrăgostiții. Da? Alb sau negru, trecutul sau viitorul. Și ca să alegi viitorul, pentru că faetonul merge către stea, către viitor, către misiunea sa, trebuie să fii în echilibru în prezent. În momentul în care se va lua decizia corectă, nimic nu vă mai poate opri. Nimic nu vă mai poate opri. Pe voi sau... Da, aveți niște situații foarte încălcite și influențe negative în jur, dar pe care trebuie să le depășiți. Le veți depăși. Armadillo. Pentru unii, interesant, ia, da, de două ori, mai mult decât la berbec, de două ori vin mesaje din Egipt. Conectați-vă. Egipt sau chiar America Latină pentru unii dintre voi, dar în mod special Egipt. Șapte și 8, 44, iar 33 și 44, două numere maestre, unul după celălalt. Și ce mai văd, 7 și 8, iar este o creștere în energie și în vibrație. Dar această călătorie sau această decizie extrem de importantă vă va atrage o transformare radicală a vieții, voastre sau a lor. 8 este transformare
radicală. Acesta este adevărul către care mergeți, pentru că steaua, am zis, faetonul merge către stea, steaua reprezintă lumină divină, adevăr. Și cei trei magi au fost, apropo de trei, au fost ghidați de o stea, de lumină, da? De divinitate. Acesta este adevărul. Trebuie... A, extraordinar! Mai da ce vibrație! 22, 33, 44. Acesta este adevărul. Trebuie să treceți prin această schimbare 8, transformare, ca să deschideți noi oportunități. Aici este, în această direcție, 9. Iar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, extraordinar, vedeți și voi? Ia uite, ce numere repetitive, foarte puternică e etalarea pentru, da? Ia uitați. Pentru extraordinar, 11, 12, 22, 33, 44. Deci n-am mai văzut așa ceva. Aveți mesaje foarte importante, extrem de importante. Sper să reușesc să le canalizez pe cele mai importante dintre ele. Intuiția vă spune că trebuie să intrați în puterea voastră. Iar este o energie feminină foarte puternică. Iar doi. Nu vine să cred. Iar doi. Câtă sincronicitate. E o energie foarte puternică feminină la care țineți în secret unii dintre voi. Poate să fie și invers. Poate cineva ține, dacă voi sunteți femei puternice, cineva ține secret la voi. Dar personajul care nu vrea să spună despre această dragoste, și nu e doar atracție, este dragoste dincolo de realități și dimensiuni și de logică. Acest personaj are multe de transformat, pentru că are tendința să fie mai secretos sau secretoasă, mai acaparant, da? Însă, am zis, aveți de-a face cu o energie puternică, a văzut Marea Preoteasă, versus, nu știu care din voi, este conectat mai degrabă la intuiție, acest personaj sau voi. Dar unul este conectat la intuiție, are putere, amândoi aveți putere mentală, dar unul și-o cunoaște și știe să o folosească, celălalt încă trebuie să o descopere. Ce vreau să... iau, uite, 11, 22, 33, 44, nu vine să crezi, și 19, care simbolizează soarele în tarot. Aici totuși nu e soare, aici este o stare de îngheț. Soarele vostru, spiritul vostru, al unora dintre voi, este deja înghețat, sau a înghețat în acea legătură tradițională sau în sistemul acesta tradițional, ia uite, 4 și 5, familia. Da, familia v-a învățat să fiți într-un anume fel. Pentru unii dintre voi, mai ales pentru energia masculină, care încă nu s-a maturizat din cauza unor tendințe sau mai bine zis, a unei educații greșite primite acasă. Acum, nici n-am început etalarea. Vai, vai, vai. Ce spunea adevărul este că trebuie să treceți prin acest portal. Să lăsați în urmă lucrurile cu care v-ați obișnuit. Nu e ușor, că sunteți tauri, sunteți semn fix. Nu este ușor. Dar este foarte necesar, pentru că opusul vostru este casa, este scorpionul, care este simbolizat de 8. Transmutare, transformare. Nu e ușor, dar este foarte important pentru unii dintre voi. Mai deschid cărțile? Că deja am spus foarte mult. Ia să vedem. Taur. Soarele, unul, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. Octombrie 2022. O dată, de două ori, de trei ori și pe în cărțile. Ia uite, sunteți supărați că cineva v-a blocat. Probabil persoana la care vă gândiți v-a blocat, care vă e dragă. Ia uite, Marea Preoteasă. Pentru că trebuie să luați această decizie. Iar secrete, e o pasiune în secret. Și tot în secret este dorința de a avea o nouă familie cu acest personaj. Încă o dată, o dată. Cu două ori. De trei ori și pe ea. Diavolul. Obsesia. Pasiunea arzătoare. Magnetismul ăsta pe care îl aveți față de cineva. Dar înainte să începe tararea, vreau să vă arăt, nu știu dacă v-am arătat. 4. Da? 4, 34 și 44. Acum. 22, 2
Și ce mai era? 2 aici. Extraordinar. Și 33. Nu vine să cred. 33 se repetă. 17 se repetă. Fantastic. Deci toate numerele 11, 22, 33, 44, 33 de două ori. Cu cine aveți de-a face? Sau cine sunteți? Ori sunteți unii dintre voi, nu toți, nu toți, nu vă înfoiați în pene. Unii dintre voi sunteți, într-adevăr, ați lucrat la creșterea voastră spirituală și sunteți foarte puternici. Dar trebuie să vă eliberați de niște aspecte care țin de tradiție și de confort tipic taurilor. Și alții aveți de-a face cu un personaj care deține cheile nu doar ale voastre, nu doar la inima voastră, la inima multor persoane. Și interesant, case. Case. Puteți face multe lucruri împreună cu ei. Multe lucruri. Wow, regele de cupe, în început, cu mare dragoste. Regele de cupe, pești, drag, scorpion, pentru unii dintre voi, scorpion în primul rând. 7 de bute, posibil un semn de apă vă blochează sau voi blocați un semn de apă. Trecând peste asta. Dacă sunteți bărbați, probabil că iubiți foarte, înțelegeți de fapt, acum descoperiți adevărata dragoste versus pasiunile pe care le-ați avut sau starea de confort, de echilibru pe care alte persoane vi l-au creat. Trăiți o mare dragoste și o mare trezire. Dacă sunteți bărbați. Însă față de această persoană care e conștientă de valoarea sa, de puterea sa de creație, de materializare, de manifestare, de dragostea sa, de abundența pe care o generează în jur, această persoană a intrat într-o... e în defensivă, să zic. Este... și-a creat niște granițe personale, probabil că intuiește că am văzut Marea Preoteasă și 10 de monede, intuiește că e o căsnicie, este o relație de lungă durată, este o familie, dacă nu e căsnicie, e o familie, casa, părinții, rudele, prietenii, cuiva care influențează această relație. Regele de spade. 5 de spade. Și 5 de monede. Asta este acest, dacă acest personaj a fost pus deoparte, a fost lăsat singur din cauza această femeie, să zic, această energie feminină foarte prețioasă, a fost lăsată singură pentru relația tradițională, acum își creează granițe personale. Și asta va atrage, chiar dacă aveți dragoste pentru ei, va atrage oarecare stres. Și e normal. E normal. Până acum erau deschise. Era frumos, totul frumos. Dar probabil că la un moment dat s-a ales greșit. Acum iar trebuie să alegeți. Corect. Și așadar, începeți cu regele de spade în prezent. Dar aici este o spadă și cu 5-6. Dacă aveți dureri de cap, dragii mei, luați un argocalmin saridon. Da. Dacă vă simțiți singuri și oarecum debusolați fără această energie extrem de iubitoare, de înaltă, reveniți-vă și probabil că unii dintre voi încercați să găsiți o strategie, cum să vă, în primul rând, cum să vă eliberați de stresul ăsta. De influențele multora, am zis că la 5 de spade înseamnă și influențe, gelozii, bârfe, care nu vă prind bine, pentru că oamenii bârfesc și pe cei care merită bârfă și pe cei care nu merită. Și dacă vreți să aflați adevărul, din punctul meu de vedere, întrebați persoana direct. Eu nu sunt genul care să propun investigații în stânga și în dreapta, pentru că cei din jur n-au cum să ne cunoască.
Noi ne cunoaștem cel mai bine. Dacă vreți să aflați adevărul, întrebați persoana direct. Dar o să mai clarificăm. Regele de spade ar putea să fie energia masculină care trebuie să-și găsească o strategie cum să depășească acest moment. Și va depăși pentru că apare 7 numărul faetonului. E conștient că trebuie să meargă mai departe. Ia uite, să aleagă. E conștient. Sunteți, simțiți și sunteți conștienți, bărbați, femei, ce sunteți, că trebuie să alegeți. Să alegeți. Să alegeți dragostea. Ia uite, asul de spade, o nouă relație. Ce înseamnă nouă relație acest personaj? Nu este cel vechi. Ăsta este adevărul, că iubiți. Aici stați și vă gândiți, de fapt, ce am, de ce simt, de ce mă simt singură, singur, da? De fapt, iubiți sau ei conștientizează că vă iubesc. Și lumea, wow. Dar vreți să începeți o nouă relație, care va fi totul. Iau, extraordinar, împăratul, 4, iar 4. Dar lăsați în urmă. Da, lăsați în urmă. Unii dintre voi veți lăsa o căsătorie sau un contract în urmă ca să vă schimbați destinul. Uite, mergeți, stați un pic către o nouă pasiune. Dar începe cu tentație, cu obsesie, cu atracție mare sexuală și cu confuzii și cu... dorința de a cuceri, de a avea. Apoi vă dați seama că de fapt nu, că e mai mult. E mai mult decât ce mi s-a părut. Nu e doar o tentație. Acest personaj este mult mai mult, înseamnă mult mai mult pentru mine. Și vă veți da seama că de fapt este, ia uite, asul de bâte, asul de cupe. Da, este cam tot ce v-ați dorit. Pentru unii dintre voi care sunteți într-o relație tradițională, veți lăsa acea relație tradițională pentru dragostea vieții voastre. Poate aveți și planete în berbec, dar 4 ia împăratul. Și cred... cu lumea, 5 de monede și regina de monede, cred că am văzut regina de monede și regele de monede spate în spate, persoanele tradiționale care se separă pentru a vă întâlni cu perechea voastră divină. Bărbatul vostru divin, femeia voastră divină. Mare mirare să nu apară și împărăteasă la un moment dat. Deocamdată sunteți supărați din cauza că iaca, în loc de 2 persoane sunt 3. Cel puțin. Emoții sunt, telepatie sunt, dar este și o tăcere. Tăcere necesară ca să se înțeleagă toate aceste emoții, ca să depășiți depresiile și ca să alegeți. Și voi și ei să alegeți corect. Wow. Dar v-am zis de la început, o etalare foarte intensă. Câte numere repetitive... Ia uite. Regele de spade și iar împăratul. Și aici, regele de spade și împăratul. Descoperiți mai ales energiile masculine implicate în această poveste, ori cu femei, cu tauroice sau cu persoane feminine care au planete în zodia taurului, ori invers, în fine. Energia masculină descoperă dragostea. Descoperă emoții profunde în sinea sa. Clarificăm regele de cupe. Regele de cupe pentru taur și taurițe. Sunt multe, dar sunt conflicte, da? Ce se ascunde aici? Regele de cupe, te rog frumos, clarificăm regele de cupe în trecut pentru tăuroi, tăurițe, tăuraș.
Regele de cupe, te rog frumos. Regele de monede. Fecioară, taur. Taur, fecioară sau capricorn. Pot să fie doi bărbați pentru unii dintre voi. Dar, iar, este la distanță. Este... Alt rege, regele de spade și balanță. Și justiție. A spune că sunt aspecte care țin de tradiție, de legalitate, de contracte, de poate chiar o căsătorie destul de rece a unora dintre voi, care se încheie. Se încheie, posibil căsătoria să fie și peste hotare sau contractul să fie peste hotare. Și da, sunt deja trei regi. L-am dat, am văzut și regele de bâte. E transformarea unei energii masculine, e o transformare foarte intensă care îi duce către o poziție foarte importantă, de mare succes, aș spune. Această energie masculină foarte concentrată pe chestiuni legale, pe bani, da? Ia uite, poate din când în când pe sex, dar de o ambiție teribilă, descoperă dragostea cu regele de cupe. Așa aș spune. Clarificăm 7 de bute. Ia. O pasiune foarte mare. 15, să spună ceva cuiva. Cred că energia feminină aceasta simte intensitatea, dar simte și toxicitatea. Și își creează bariere. Încearcă această energie feminină să se protejeze de această atracție, de această... Am văzut diavolul și mai devreme, dați în urmă? Da, era pe aici. Să se protejeze de această atracție foarte intensă pentru a manifesta claritate mentală, pentru a manifesta adevăr. Poate și voi. Acum, bărbați, femei, nu contează. Dacă știți că aveți o situație toxică, nu mă refer la tentație musai, că acest personaj poate să vină cu o tentație această femeie sau energie feminină, dar ea nu e tentația. Tentația este în cei care sunt atrași. Focul e în diavol, nu în cel care este în fața, înțelegeți? Diavolului. Clarificăm regina de monede, da? Ia uite. Am văzut mai devreme 9 de monede? De bâte? Da. Unii dintre voi probabil ați tot încercat să mențineți legătura tradițională, dar scârție. Scârție, pentru că acolo sunt, e o stare de depresie, de neîmplinire cu 4 de cupe. Iar apare împăratul și marele preot și justiție. Aici e căsătorie, e tradiție, sunt contracte, sunt oameni care stau pentru bani. Da. Ați încercat să rezistați lângă această pereche, bărbat, femeie, ce este. Dar revin și cu cealaltă variantă, în cazul în care femeia aceasta, de altă vibrație, simte energia toxică, pentru că cineva este în energie feminină divină, acest personaj despre care am vorbit de la început, cunoscându-și valoarea, creează granițe, 7 și 9 de bute. Își creează granițe personale. În acest motiv apare acest stres și are importanța descoperirii adevărului și a alegerii și a încheierii acelor capitole în care totul se fixează pe bani, pe lucrușoare, pe confort. Și nu vorbesc doar de zodia taurului, vorbesc de toți cei care au planete în taur sau planete în casa a doua sau planete în semne de pământ, în mod special. Regele de spade, clarificăm în prezent. Foarte multă energie masculină în această etalare, deși, după cum ați văzut, a venit femeia cu inima și au venit cele două. Foarte frumoase, norocul și cheia
Să zic și dragostea, pentru că 3 și cu 3 înseamnă 6, dragoste, Venus, îndrăgostiții. Nici nu mai știu cum să le pun. Oh. De unde a apărut? Nu știu. Ia, femeia independentă. Văzuse mai devreme? Am văzut-o, da? Nu știu cum a apărut, dar... Regele de spade. Clarificăm regele de spade. Asul de cupe. Păi aceste. Stați și vă gândiți. Cum e posibil să mă îndrăgostesc? Cum e posibil această dragoste? Sau ei? Cine... Cine e energie masculină a zis descoperă dragoste? Unde probabil nu se aștepta, unde credea că e tentație, credea că e doar o aventură, credea că e doar o atracție fizică. Descoperă dragoste. 5 de spade, clarifică. Ia uite, puterea. Aici este lupta cu gândurile, cu ego-ul, cu mândria și transformarea lor. Această femeie, iau-o, aici este, cea care are cheile la inima voastră sau voi aveți cheile la inima lor. Această femeie vă face puternici și vă și calmează orice pornire toxică. Vă ordonează impulsurile. Nu într-un mod... toxic și cu dragoste. Ia uite, e o distanță între voi. Ia uite, e acest personaj, de-aia a apărut. Iar revine, independent. Care vindecă, care vă vindecă, care vă eliberează, care vă calmează, dar către care trebuie să mergeți, că tot am văzut faietonul și apare 8 de... Trebuie să mergeți, să comunicați, să călătoriți, să descoperiți... Eventual, simțiți nevoia și de mai mult. 5 de monede. Nu lăsați bârfele și influențele negative să vă influențeze. 5 de monede a fost clarificat. Ia uite. Regina de cupe, 2 de cupe și... aveți de ales între două femei, dar trecând peste asta... Iar regele și regina de cupe, regina de monede de două ori și am văzut mai devreme regele... A, nu, e aici, regele de monede. Aici este dificil. Cu persoana tradițională v-ați obișnuit, ați creat niște chestii. Voi știți ce? Cu cealaltă care vă atinge sufletul și vă vindecă și descoperiți un nou univers în voi... Aș spune că este... Miracol, binecuvântare, așa vin cuvintele, așa le transmit. Pentru unii posibil să fie o poveste de dragoste între semn de pământ și semn de apă. Nu obligatoriu, dar foarte posibil. Dar și cu pasiune. Dar și cu pasiune. Aici este pasiunea aceasta care trebuie temperată. Până alegeți să începeți ceva nou. Și începând ceva nou veți ajunge, eu repet, iar la abundență pentru că aveți banii, dar banii aceștia vor veni pe altă cale, prin magnetism, prin vibrație înaltă, nu prin, eu știu, prin căile pe care le-ați, sau prin felul în care i-ați făcut până acum. Clarificăm îndrăgostiții și 2 de cupe, wow! Îndrăgostiți. Știți că trebuie să alegeți. Tot ați fugit. Sau poate ei. Poate ei. Persoana aceasta rece, tradițională, trebuie să se transforme. A fugit de adevăr, l-a ascuns. Adevărul este că trebuie să încheie acest capitol și să aleagă un nou drum. Să aleagă un nou drum.
Mai dăm o carte pe 8 de cupe. Ia, 4, 8, asul de cupe. Această dragoste și această alegere pe care trebuie să o faceți, voi sau persoana care se gândește la voi, care e îndrăgostită de voi, puteți să inversați pozițiile, vă provoacă la vindecare cu 4 de spade, la analiză, introspecție, la nu doar analiza emoțiilor, că asta adesea o fac oamenii raționali, ci analiza chiar a gândurilor. Dar de ce gândesc așa? Dar de ce nu pot să primesc dragoste? Dar de ce gândesc că orice pasiune trebuie să fie pur fizică și nu din pasiune se poate descoperi dragoste? Întrebări, răspunsuri, voi știți la ce vă mai gândiți, da? Și această dragoste vă provoacă, iar transformare mentală, să ieșiți din tradiții, din acest blocaj mental, eu carcerare energetică și să mergeți către 8 și cu 1, 9, dragoste față de voi. Cineva vă așteaptă să vă iubiți ca să alegeți din dragoste. Dar între timp rămâne obsesia pentru acest magnetism care e între voi. Aș spune că magnetismul eclipsează potențialul de vindecare și dragostea profundă pe care o simțiți. Ia uite 10 de cupe. Ia uite. Dar sunteți influențați de frici, de poate de o mamă, poate de o altă energie feminină, poate de prieteni, de rude, da, o energie feminină acasă. Știți că această alegere vă poate aduce fericire. Asul de spade. Și mai știți ceva? Că dacă voi nu alegeți, dacă voi nu alegeți în legătură cu acest personaj despre care am vorbit mai devreme, ei vă vor... își vor vedea de drumul lor și își vor găsi eventual o altă pasiune, o altă... și veți rămâne oarecum blocați. Nu cred că asta vreți. Asul de spade. Vedeți, găsiți-vă pozițiile pentru că, fiind de talare colectivă, ia, asul de spade și judecata. Ăsta e adevărul. Că vreți să renașteți, vreți să vă transformați viața. Și dacă acest personaj pune granițe personale și blochează energia negativă, nu neapărat pe voi, tensiunea asta care e toxică, pentru că e o căsătorie, e o relație de lungă durată versus o prietenie și o pasiune, pe care unii dintre voi nu le-ați mai experimentat. Pasiunea, dragostea vieții voastre. Acestea este, dacă ei dacă voi alegeți tradițiile și ei își găsesc o nouă direcție, veți dori să vă împăcați, dar să sperăm că nu-i prea târziu. Ia. Sau poate, eu știu. Da, aceasta este trezirea. Judecata și asul de spade. Judecați. Trebuie să judecați. Și nu doar să judecați, să ascultați și intuiția. Ce mai vine? Un alt mesaj. Unii dintre voi aveți deblocat un semn de foc. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Un semn de foc care
va crea probleme, nu toată lumea. A venit așa un mesaj. Da. Lumea. Clarificăm lumea pentru Taur și Taurițe. Ce cu acest nou capitol? Ia, te remit. Poate dintre cei care ascultați să aveți și planete în fecioară unii dintre voi. Da, mare grijă ce alege, cum alegeți. Sunteți puși în această postură. Ca să nu regretați, să nu doriți mai târziu să vă împăcați. Că se pune tăcerea între voi. Și persoana aceasta foarte dragă. Hai, dăm o carte pe Eremit. Ia uite mai. Șapte de bâte. Posibil totuși, la un moment dat, mai încolo, să alegeți doi de spade. Între griji. A, cum? Cum să risc? Cum să ia de la zero? Și îndrăzneala, curajul. Șase de bute chiar e curajos. Să-și schimbe viața, să-și schimbe energia și să manifeste, să meargă înspre flacăra sa, geamănă, înspre sufletul său pereche, înspre persoana care aduce noroc, care îi aduce și stabilitate, și pasiune, și bogăție, și tot ce și-a dorit. Și atunci, dacă veți alege, se poate să încheiați capitolul în care blocați, vă blocați, aveți tendința să vă blocați sufletul sau să lăsați tăcerea să se pună exact pe și separarea exact pe capitolele cele mai frumoase din viața unora. Mai dăm o carte pentru împărat. Cu alte cuvinte, lumea poate să însemne că încheiați capitolul cu separarea și defensivitatea și puteți să deschideți un nou capitol în care vă creați. Ia să vedem ce. Împăratul. Clarificăm împăratul. Da, mare grijă ce alegeți, voi sau cealaltă persoană. Ca să nu regretați mai încolo. Degeaba, nu știu, un mesaj, degeaba ai bani și stabilitate și case, 4, casă, da? Dacă ai inima frântă, dacă stai să urmărești persoana dragă, în loc să o manifesti. Oare ce urma după împărat? Șase de spade. Ia uite, 10 de spade. O bucurie care vă aduce și suferință. Pentru că trebuie să aveți răbdare pentru manifestarea acestei bucurii. Cu alte cuvinte, dacă sunteți cu cineva, trebuie să aveți răbdare până vă reorientați către persoana aceasta de care unii dintre voi probabil că v-ați îndrăgostit. Judecata. Mai dăm pe judecata. Gândiți bine, gândiți. Ia uite, balanță. Nu încă balanță, vreau să zic justiția. Căsătoria versus atracția. Gândiți și totuși vreți ceva nou. Gândiți. Eu aș pune așa cărțile. Îndrăgostiți între acest capitol în care vă închide sufletul, sunteți mai tăcuți, stați și urmăriți din umbră voi sau cealaltă persoană și
adevărul acesta, că de fapt vreți să renașteți. Unii dintre voi, într-adevăr, aveți, sunteți conștienți că va trebui să vă luptați în justiție pentru copil. Dacă aveți o relație tradițională cu un copil și aveți un copil, știți că orice început veți încerca să manifestați în viața voastră cu altă persoană, va trebui făcut după ce vă rezolvați problemele acestea în justiție cu copilul. Poate unii dintre voi vă luptați în tribunal pentru copil, pentru chestii de-astea, bani, pentru... Da, complicată, intensă și probabil că va urma. Fiți în prezent, fiți amabil, odihniți-vă, iubește ceea ce ești. Ia, dăm un mesaj pentru Taur și Taurițe. Exprimați-vă dragostea, probabil, prin cadouri. Îmbrățișați-vă emoțiile și dați-vă șansa la dragoste. Ideea este că trebuie să exprimați. Cu trei, atâtea trei, trebuie să exprimați. Și să îndrăzniți o schimbare. Ia uite, să iertați. Să iertați acel trecut, să iertați legăturile karmice și să mergeți către legăturile divine. Pentru că de câțiva ani de zile am intrat pe vibrația flăcărilor gemene și ne atrage în sufletele perechi de înaltă vibrație flăcările gemene. Ar fi păcat. Nu că vă îndemn eu acum la separări musai, dar ar fi păcat să... Nu dați șansă dragostei în viața voastră. Așa zic, dar acum faceți voi ce vreți. Cam asta este etalarea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ciao, ciao!